Pe parcursul evenimentului s-au prezentat rolul și importanța structurilor de economie socială pentru dezvoltarea comunităților locale din punct de vedere economic, social și al resurselor umane. Ne-am propus înființarea 93 de noi locuri de muncă, din care 66 pentru persoane aparținând din grupuri vulnerabile. Pentru noi, grupurile vulnerabile înseamnă persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilități, romi, persoane cu familii cu mai mult de 3 copii și femei monoparentale. Acțiunile pe care noi le-am desfășurat până acum au dus deja la atingerea acestor indicatori. Putem să spunem că noi pe regiunea de Nord-Est deocamdată avem depășiți indicatorii și urmează să îi depășim și mai mult pe cei depășiți deja, probabil în luna decembrie, pentru că am înființat aceste structuri de economie socială și am creat mai multe locuri de muncă, am format mai mult de 72 de persoane de calificate așa cum ne propusesem inițial în proiect. Ce vă spuneam, grupul țintă, familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, 36 persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 2 persoane cu dizabilități și 17 de etnie romă. Principalele categorii de produse ce vor fi realizate în cadrul atelierului sunt piese de mobilier din lemn masiv lucrate manual în serii limitate și unicate, mobilier sculptat și pictat, fronturi din lemn masiv pentru mobilier de bucătărie ce vor fi realizate în serii de linie, scări interioare din lemn masiv, sculpturi și alte obiecte decorative din lemn, iar o gamă de mobilier va fi reprezentată de piese de mobilier recondiționat prin pictură.